Un alt episod șocant a avut loc în Timișoara, de data aceasta un bărbat a plonjat de la etajul 1 al unui bloc după o ceartă cu soția sa. Un alt bărbat a ajuns la spital de urgență după ce s-a aruncat de la etajul 1 al unui bloc din Timișoara. Incidentul survine la puțin timp după ce, în aceea zi, o adolescentă în vârstă de 15 ani s-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc. Bărbatul s-a aruncat de la etaj după ce s-a certat cu soția lui. Acesta consumase băuturi alcoolice, iar soția acestuia i-ar fi zis să meargă să doarmă. Bărbatul nu a vrut să facă acest lucru, a deschis geamul și s-a aruncat. Acesta a fost transportată la spitalul în seară. Polițiștii secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană de sex bărbătesc s-ar fi aruncat de la etajul 1 al unui bloc situat pe strada Dumitru Chiriac din Timișoara. Ajunși la fața locului, aceștia au constatat că un bărbat în vârstă de 52 de ani s-ar fi aruncat de la etajul 1 al blocului, acesta fiind găsit conștient și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările, fiind continuate în vederea clarificării tuturor cauzelor și condițiilor producerii incidentului, au transmis cei de la IPJ Timiș